Cine te-a pus să tragem poporul de pe stradă? N-am tras. Cum n-ai tras? S-a găsit pistol asupra ta. S-o tras din poturi. De unde dracu să tragă? Cine? Nu știu. De unde dracu să trage, mă, că nu mai înțeleg nimic. Ar fi de la securitate. Armata, trage-mă! Cineva trage de sus! Bucii, să nu mai tragă! Crezi că-s nebun? Tu n-auzi că n-a tras nimeni de aici? Da, tovarășul general, se trage! Un avertisment în aer, da? S-au dat telefoane la Casa Armatei. Sunt teroriști în subterane. Nu mai trageți! Nu mai trageți! Închevecați securitatea. Să nu mai tragă în armată. Atenție, e gravă. Se varsă sânge încă acolo. Păi suntem în război. Dacă zunea Nicu, de ce dracu să mai trage? Oamenii mei nu trag. Noi n-am fost, ei n-au fost, dar cineva au tras, nu? Până diseară vă curățăm pe toți. Hai, dracului, v-ați înțeles să trageți în noi, nu? Păi da, și pe 21 tot ei au tras. Băi, ori murit oameni nevinovați, mă. Cine a tras în viață? De-a văzut la viață, mai tras în oameni. Ăștia-s criminali, ăștia-i criminali. Libertate! 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 Prima întrebare vine dintr-un răspuns al dumneavoastră pe care l-am văzut la începutul acestui an când s-a vorbit despre filmul Libertate. De ce m-aș uita la încă un film despre Revoluția din 1989? Păi, în primul rând, nu sunt enorm de multe filme despre decembrie 89, cred că sunt 3, dacă le numărăm, 30 ceva de ani. Și sigur, pentru cine vrea să vadă comedie, entertainment, să râzi de la gura până la urechi, de la cap la coadă, nu e filmul potrivit. Pentru cine vrea să primească niște teme de gândire pentru acasă, să caute niște lucruri legate de toate misterele astea ale Revoluției și pentru cine e curios de fapt să-și exploreze propriul trecut, recent, individual, colectiv, cred că e o ocazie bună să o facă. Adică am făcut proiecții până acum prin țară și am avut surpriza să văd inclusiv oameni tineri care au zis: wow, habar n-aveam că s-a întâmplat chestia asta, de-abia acum am înțeles așa în mare cam ce ați făcut voi la Revoluție. Deci cred că nu e niciodată prea târziu. Misterul Revoluției și a multor lucruri, nu doar cele care s-au întâmplat la Sibiu, deci astea sunt plutesc deasupra noastră și ținem cu disperare și de arhive și de secrete și sunt lucruri, o tonă de lucruri care nu sunt lămurite. Filmul pleacă de la un fapt real, de la o întâmplare din Sibiu, din acele zile ale lui decembrie 1989. A fost construit aproape ca un documentar. Poate fi privit și ca un documentar? E un film care pornește de la fapte reale, adică tot ce s-a întâmplat în Sibiu, felul în care armata a tras, miliție, securitate, vecinii de peste drum, cum ar veni, haosul apoi generat, faptul că au murit civili împușcați de nu se știe cine, oamenii negru, teroriștii care erau peste. Deci toate lucrurile astea se cunosc, poate nu de către toată lumea din țară, dar în Sibiu lucrurile astea se cunosc. O grămadă din lucrurile care s-au întâmplat la Sibiu, ele apar și în film, adică există un suport documentar foarte precis și am stat cam 2 ani și jumătate în cercetări, în documentare. M-am întâlnit cu oameni din miliție, soldați, foști soldați, cadre militare care acum sunt la pensie, în rezervă. Am găsit civili care au suferit, care au ajuns cu toții în bazin. Deci, da, am și scris la începutul filmului, e inspirat din fapte reale. Cred că spectatorii o să înțeleagă poate mai bine sau o să vadă pentru prima dată toată grozăvia asta care a însemnat bazinul Unității Militare 15-12 din Sibiu, unde au fost aduși toți suspecții de terorism din zilele alea din Sibiu, dar în egală măsură e și o operă de ficțiune, adică la un anume moment ne-am luat totuși libertatea să facem, nu e un film documentar, un reportaj, sigur, care să... Sigur, nu în sensul clasic, dar... Exact. Și personajele, multe personaje sunt fictive, dar cred că 75-80% respectă cumva realitatea istorică a celor zile. Sibiu a devenit în acea lună decembrie, acele câteva zile de fapt, a devenit orașul cu cel mai mare număr de victime raportat la numărul de locuitori. 99 de morți și aproape 300 de răniți. După 30 de ani pare ceva de neînțeles. Cum a fost posibil ca în acele zile, până la urmă, să moară 99 de oameni și să fie răniți 300? împușcându-se între ei în esență, pentru că de fapt n-a existat niciun terorist, sau cel puțin deocamdată nu e o dovadă clară că a existat. Răspunde filmul la întrebarea de ce s-a întâmplat așa, pentru că când vezi subiectul filmului, când citești despre ce s-a întâmplat atunci, asta este, cred că, prima întrebare care vine în minte la portat de acum, privind de acum. De ce s-a întâmplat așa? Sau ce s-a întâmplat acolo până la urmă? Cred că filmul, fără să nu e datoria noastră să venim cu... să ne substituim actului de justiție care oricum s-a făcut prost și din păcate, dar cred că cine o să vadă Libertate o să înțeleagă în mod evident haosul, confuzia, lipsa de pregătire a celor din armată, teama care s-a instaurat în sufletul lor văzând că niște oameni cereau pe urmă adăpost la ei în sediu, dar ei i-au considerat teroriști. Instinctele, până la urmă, animalice ale unor oameni care, odată văzându-se cu mâna pe armă, începeau să tragă cu o plăcere de asta specifică, dacă vrei, conflictelor și a momentelor ăsta tensionate de tip război, revoluție, și trăgeau ca la balamuc. Vor înțelege și cum de-a fost posibil, lucru documentat și se știe asta în Sibiu. Soldați ai unității 15-12 trăgeau în podul unor case unde erau suspecți erau teroriști de acolo. De fapt, erau alți soldați, colegi de-ai lor din alt pluton, trimiși de alți comandanți să verifice acel pod. Toate astea apar în film. Credința mea, convingerea mea după ce am citit și e că acest număr imens de morți, s-au tras peste 2 milioane de gloanțe, o fi fost și diversiune, asta rămâne de aflat, tot felul de discuții despre oameni îmbrăcați în negru care stăteau la podurile caselor, deci nu exclud teoria asta, dar o mare parte din cei morți au murit din lipsă de coordonare, de acțiuni, dintr-un leadership prost și din faptul că nu mai exista niciun creier limpede la fața locului. În plus, sigur, sunt oameni, am găsit în dosarul Revoluției, au fost și oameni din securitate care au tras ca să disperseze oamenii, dar gloanțele au ajuns în cei fără nicio vină, care au murit, pur și simplu se întâmpla să ieși pe stradă. Deci toate astea îți arată de fapt o vină colectivă a tuturor instituțiilor care au avut până la urmă, erau instituțiile de forță, nu? Că era armată, miliție, securitate și, sigur, civilii nimeriți ca masă erau carne de tun în tot războiul ăsta între ei. Schimbați-vă! Scăpați de uniforme! Hai! Am intrat civilii prin spate și am par magazin de armament. Armata trece noi! Nu sta acolo, vrei să mori? Capavarul general se trage! Unitatea e atacată puternic de miliție și securitate. Uite-vă, încă unul! Uite-vă! Sunteți arestați pentru acțiuni contrarevoluționare. Dacă scapă careva de aici, să ne anunțe familiile, bine? Da, tot ce știu. Ce că e în bazin. Am văzut că v-a spus problema, dacă nu cumva, că v-a spus problema că filmul ar putea fi acuzat că pune lumina doar pe armată și că cumva... nu neapărat neglijează, să spunem, vina securității. Acum, după ce l-ați terminat, v-ați detașat, ați văzut reacțiile oamenilor deja, pentru că filmul a mers într-un turneu de promovare prin țară. Mai aveți această percepție, această teamă că ați prezentat doar... M-am bucurat cumva că oamenii au înțeles că într-o astfel de situație culpa e colectivă și nu e doar... Nu vorbim doar de vina de a folosi arma și de a trage, ci vorbim de lucruri care vin la pachet cu răspunderea istorică pe care o au, vorbim de securitate, care în continuare e un subiect dezbătut în societate. Vezi cazul recent, cazul Ursu, care a ajuns în justiție și, în fine, cu un verdict discutabil. Dar asta face cumva filmul, adună în acest bazin, respectând adevărul istoric, oameni care aveau lucruri de împărțit, oameni care intră acolo cu cu vini istorice, sunt securiști care au bătut civilii pentru că au trimis scrisori la Radio Europa Liberă, oameni care familiile lor au suferit din cauza bătăilor luate la miliție. Ori toate chestiunile astea, ele nu se pot șterge atât de ușor, precum s-a și întâmplat. În realitate s-a șters cu buretele, s-au făcut câteva anchete, i-au eliberat pe toți și nimeni până la urmă n-a mai fost de vină. Deci am încercat să fiu echilibrat și să nu găsesc că rezolvarea e doar în a spune armata a tras în miliție și toți ceilalți au fost îngerași. N-a fost așa. Adică m-am încercat de multe ori să mă gândesc unde sunt eu în povestea asta, unde e, și până la urmă sunt și eu unul din oamenii aia mulți, unii ajunși în bazin, care s-au uitat. Eram naivi, idealiști, entuziaști și n-am prea înțeles mare lucru. Un aspect interesant din ceea ce s-a întâmplat atunci, surprins și în film, este faptul că acei oameni au fost ținuți în bazin o lună de zile. Adică mult după căderea regimului Ceaușescu, teoretic eram deja democrație și totuși oamenii și-au fost ținuți o lună acolo. Ați studiat în arhive această chestiune. Spune mult despre ce a însemnat de fapt trecerea de la un regim la altul pentru România în acei ani. Că de fapt lucrurile nu s-au schimbat chiar atât de radical cum ne imaginam noi că e un punct 0, 22 decembrie și gata. Nu, punctul 0 în cazul bazinului n-a prea existat, pentru că oamenii au fost ținuți în anchete. Sigur, regimul ăla de detenție s-a mai îndulcit puțin, în sensul că nu mai erau ținuți în frig, nemâncați, puteau primi pachete, primeau ziare și așa mai departe, dar pare de neconceput azi când ne gândim cum să ții oameni care erau nevinovați, să-i ții atâtea zile. E cazul faimos a unui copil, un tânăr de 16 ani, care a stat peste 3 săptămâni, a început școala în ianuarie fără el. Pentru simpla vină găsise un pistol cu trasor pe stradă și s-a jucat în garajul casei, a făcut o gaură acolo. Și mulți alții. Iar evident, cum se întâmplă în cazuri de astea, primii care ieșeau erau cei care își aranjaseră, că erau șefi în securitate. Erau potențial cu adevărat vinovați. Cine a rămas? Au rămas cei mai fraieri, cum se întâmplă, civilii care n-aveau pe nimeni mai sus, dar asta mi s-a părut absurd și de asta am vrut să înțeleg puțin tipul de complicități, de relații care se nasc acolo între oamenii ăia, pentru că nu prea s-a vorbit despre bazinul ăsta și nici nu s-a închetat așa cum îmi imaginam. Nu, azi avem o tot o altă percepție asupra statului de drept, exercițiul democratic. Acolo au fost niște anchete instrumentate de procuratura militară, care aveau un singur scop, să-i scape de vin și pe cei din armată care fie-au tras, fie-au fost implicați în tot carnagiul de acolo. V-ați documentat mult pentru acest film, ați intrat și în arhive, ați citit, ați avut piedici în documentare. E un subiect sensibil pentru mulți, pentru că, din câte am văzut, inclusiv oameni care au fost acolo încă mai trăiesc, au participat și la una dintre proiecții, dacă nu mă înșel, rude de ale lor. A simțit, eu știu, piedici, oameni care să încerce să nu aflați adevărul, sigur. Din perspectiva unui regizor, unui artist, nu a unui istoric sau unui procuror. Spre surpriza mea, n-am avut nicio piedică și oamenii s-au deschis, instituțiile mi-au permis accesul la documente. Mi-era teamă cumva de reacția celor din Ministerul Apărării sau din față de acest subiect, dar de la Ministrul Apărării, care era, la vremea aia era Vasile Dâncu, mi-a permis inclusiv filmarea în niște unități militare unde am recreat ce s-a întâmplat la Unitatea Militară 15-12. Am fost la actuala Academie a Forțelor Terestre din Sibiu, unde generalul de brigadă Ghiță Bârsan, am putut discuta cu el foarte așa, cu cărțile pe față și foarte clar acest eveniment. El nu era acolo în perioada respectivă, dar știa de abuzurile, de excesele făcute și perspectiva, cred, a profesioniștilor de azi din sistem e una, mulți oameni mai tineri, evident, și privesc cu jenă ceea ce s-a întâmplat în 89-90, în lunile alea. Iar în rest, sigur, au fost oameni care n-au dorit să vorbească, dar majoritatea, inclusiv comandantul garnizoanei de atunci, o personalitate controversată, Aurel Dragomir, a fost locotenent colonel și mulți îl văd principalul vinovat pentru lipsa de coordonare. Am discutat cu el și am încercat, ne-am văzut de multe ori, am tot povestit, am încercat să înțeleg omul, am încercat să înțeleg ce, fără să dau verdicte, nu e treaba mea să fac asta, dar am încercat să pricep în acele zile de haos, când tu nu știai, asta era problema, nu știai cum să joci, cum să te poziționezi, da, în tabăra cui să treci. Și mă întrebam, dacă aș fi fost eu în locul lui, ce aș fi făcut și nu știu ce să zic. Da, un răspuns dificil acum privind atunci, că nu știai în ce direcție cine va câștiga în final. Ați povestit că pentru actori a fost foarte dificil emoțional, adică au trăit foarte intens în bazinul acela în care, nu e bazinul din Sibiu, e în altă parte. De unde vine? De ce această emoție? De ce a fost atât de dificil de retrăit, sau mă rog, nu de retrăit, de trăit acele momente? Cred că a fost complicat pentru că știau că sunt niște fapte reale, știau că e o poveste unde mulți protagoniști încă trăiesc. Chit că, bun, pe alocuri numele lor s-au schimbat, dar ideea asta că tu de fapt joci un personaj care trăiește și care a avut un rol activ nu e foarte simplu pentru un actor. De obicei primesc roluri, personaje de pe stradă, mai stai în bucătărie, nu era cazul aici. Și sigur, să fii în bazinul ăla, să cobori de dimineața la 8 și să ieși seara la 8 și să stai acolo doar, avem o pauză de masă de o oră, nu e adică toată experiența n-a fost una foarte plăcută și încerpeam să înțelegem după 5, 6, 7 zile de stat și de filmat acolo că de fapt eram cu adevărat izolați și ne-am imaginat cum ar fi fost dacă nu eram în Sibiu și într-adevăr soldații erau de jur împrejur, păzeau, nu știai ce se întâmplă afară, mai erau, noroc că mai tot veneau oameni, mai băgau cel puțin în final de decembrie, mai erau teroriști în ghilimele care și de la ei se afla ce se întâmplă, cine conduce, cum, adică senzația de acolo era bizară și în plus sigur au fost actori care au avut de interpretat rolul unor personaje tragice și cu un destin dramatic, cum e Toma Cuzin, care interpretează rolul unui tată că acolo copil moare împușcat într-un olsit, copil de 2 ani fără nicio vină, olsitul a străpuns un baraj al forțelor de ordine și oamenii și-au descărcat puștile în respectiva mașină. E sfârșitul comunismului. Mi se pare că e sfârșitul cu astfel de situații și cu un om care își pierde busola și începe să urle și acuză pe toți cei din jur că sunt criminali și că i-au omorât copilul, chestiile astea sunt adică sunt și greu de jucat și e și greu să repeți lucrurile astea. Adică cât de mult, nici nu puteam să fac, câte duble să faci când un părinte își urlă durerea că i-a murit copilul. Adică a fost foarte greu de gestionat emoțional. Ați mers într-un turneu de promovare prin țară, ați avut chiar discuții cu spectatorii. Care au fost feedback-ul primit de la cei care au privit filmul și care au fost întrebările care vi s-au pus în general? Care e curiozitatea principală după ce văd filmul? Cel mai interesant e că, indiferent de oraș, oamenii se gândesc de fapt la cei care au trăit Revoluția, sigur, se gândesc la proprii oraș, se gândesc la propriile, la evenimentele care i-au amprentat și care cumva au fost aceleași. Frică față de dușmanul invizibil, haos, confuzie, manipulare prin mass media, TVR era singurul organ de presă. Și toate astea cumva le dau o stare foarte anxioasă așa, pentru că retrăiești de fapt ceva ce ai vrut să uiți, ceva ce ai lăsat deoparte. Și sigur că de peste tot apare chestiunea asta legată de ce s-a întâmplat cu cei vinovați, de actul de justiție, de dreptate, de adevăr, unul singur, nu 10 adevăruri. Și aici sigur că, din păcate, trebuie să-i dezamăgesc, pentru că lucrurile nu s-au închis nici la Sibiu, nici în alte orașe și încă stăm să aflăm nu, cine erau oamenii îmbrăcați în negru. Erau, nu erau, stăteau în acoperișuri. E mai ușor cumva de gestionat situația asta cu cei tineri, pentru că, nu, cum ziceam, ei se uită la film de pe o poziție foarte cumva norocoasă a celor care n-au niciun reper. Se uită ca la un film de ficțiune, probabil la fel cum ne uitam noi la filmele despre 23 august ale lui Sergiu Nicolaescu și se uită și zic, wow, nu ne imaginam că putea să fie chiar așa. E un context în care vedem că nostalgia față de regimul Ceaușescu e în creștere. Bun, poate probabil că are și o explicație biologică. Foarte mulți dintre cei care au trăit atunci sunt în vârstă, acum spre finalul vieții și firesc să... Poate acționa acest film și ca un fel de pastilă antinostalgie, să spunem așa? Eu cred că filmul îți arată perversitatea epocii ele, îți arată faptul că, în special pentru cei care trăiau viața normală, oamenii simpli, n-aveai acces la privilegiile pe care la care aveau acces cei aflați în funcții de conducere, cei cu pile. Sunt nenumărați oameni în film care sunt, nu cum se striga pe vremea aia, noi nu am luat, nu stăteam în față sau stăteam prin spate la cozi să luăm carne, alimente. Sunt faimoasele secvențe pe care le-am replicat în film când se intră în biroul Nicu Ceaușescu și acolo vezi bogății, vezi Kent, vezi parfumuri, vezi nesuri. Toate astea sunt niște imagini cumva iconice pentru generația mea, dar cei tineri le văd acum și cred că înțeleg niște oameni care nu aveau, magazinele erau goale, adică ce nostalgie să ai față de o vreme când poporul era înfometat și ținut în frig și fără lumină. Asta există. Nu. Tot în contextul ăsta, Libertate, numele filmului, pentru că Libertatea a fost cel mai important lucru pe care l-am câștigat, drept pe care l-am câștigat atunci. Dar, din nou, vedem în contextul în care societatea românească, și nu numai, dar noi vorbim acum de societatea românească, derapează un pic de la democrație. Anul 2024 pare un an periculos, să o spunem deschis. Credeți că oamenii mai apreciază acea libertate care a fost câștigată atunci la adevărata valoare și mai înțeleg acel strigăt de... Era un strigăt de bucurie, dar că, și eu eram copil atunci, dar mi-aduc aminte că mi-a rămas în cap asta, strigătul ăsta de libertate. Strigau oamenii și cu mâinile sus și libertate ca un fel de... ca un flămând care în sfârșit primește mâncarea. La acele imagini mă tăia așa exact un pic, o stare ciudată pe care acum nu mai încerci. Adică probabil că tot ceea ce am trăit în anii ăia, de la libertatea câștigată până la performanțele echipei naționale de fotbal, sunt lucruri de care ne-am îndepărtat atât de mult, nu mai vibrăm și nu mai avem, dar și ne-am obișnuit. Mi se pare că e normal și e firesc să ai acces la tehnologie, să ai acces la surse de informații, chit că se bat cap în cap și nu să poți călători liber. Deci cred că tot conceptul ăsta ți se pare că it's for granted, cum zice englezul, că e acolo. De-abia cred, văzând filmul, mi-au mai spus și alții, îți pui întrebări și vezi de fapt că în mișcări sociale de amploarea, de anvergura ce s-a întâmplat în decembrie, lucrurile se pot schimba cum să spun, într-o clipă și nu mi se pare că suntem, ne uităm ce e în jur, în lume, nu e un moment în care să fim, lucrurile să fie așa, să trăim într-o bulă inclusiv de libertate și într-o bulă în care să ne fie bine și nouă și celor din jur. Filmul deocamdată este doar într-un turneu de promovare. El când va ajunge în cinematografie să fie văzut de toată lumea? Filmul va avea o premieră mare la București, la Sala Palatului, pe 2 octombrie, luni, și imediat ulterior, de miercuri, joi, 4-5 octombrie, vor începe avea în premiere prin toate multiplexurile, că, mă rog, cam aici am ajuns în România, majoritatea sunt multiplexuri, iar de vineri, 6 octombrie, va fi chiar peste tot, în toate sălile. Și na, e un pariu să vedem cât de multă lume va dori să afle și să vadă, să fie curioasă de fapt despre ce a fost. Sigur, nu doar prin Sibiu, mi se pare că e o oglindă, funcționează foarte bine, așa, reflectă mult din haosul zilelor respective în toată țara.